domnule primar, domnule deputat, bună ziua, mă bucur că astăzi la Ungheni continuăm tradiția nouă de petrecere a ședințelor guvernului în teritoriu, mai aproape de oameni. Aici, la Ungheni, suntem într-un oraș care se dezvoltă constant și care poate deveni un model de creștere și bune practici în sfera administrației publice locale, dezvoltării serviciilor, investițiilor și relațiilor transfrontaliere. Astăzi, poate mulți au văzut deja, am ales să ne deplasăm de la Chișinău la Ungheni cu întreaga echipă, cu trenul care face legătura între capitală și orașul Iași din România. Vreau să vă spun că am călătorit în confort și curățenie, într-o garnitură care se ridică la standardele europene. Am petrecut mai mult timp și eu și mulți dintre dumneavoastră și mulți dintre conaționalii noștri în țări europene unde călătoria cu trenul este un lucru normal. Și am avut șansa să discut și cu oamenii care erau în tren. Unii mergeau la servicii, alții mergeau să-și viziteze rudele la Iași și mi-au spus că este un mod accesibil de călătorie. De exemplu, prețul pe care noi l-am plătit de la Chișinău la Ungheni a fost de 38 de lei. Noi vom investi în infrastructura feroviară. Avem în Moldova europeană 20-30 dezideratul de a spori viteza fluxului de mărfuri și servicii și pasageri pe calea feroviară. Asta este un lucru important și deja se face un studiu de fizibilitate care ar fi acele tronsoane unde viteza este cea mai mică și este necesar să investim prioritar. Trebuie să investim și în confortul cetățenilor și să asigurăm că aceste servicii rămân accesibile. Vreau să spun că înainte de luna februarie acest tren mergea doar de 3 ori pe săptămână și acum merge de câteva luni, merg două trenuri moderne cu opriri în mai multe localități, inclusiv Strășeni, Călăraș și Ungheni, și îndemn cât mai multă lume să vadă această posibilitate de a înlocui călătoriile cu mașina, care îngreunează traficul și să aleagă acest mod de călătorie cu trenul. Dar vreau să vă spun că investim și în drumuri. Astăzi, după ședința Guvernului, împreună cu vicepremierul Andrei Spânu, vom merge să deschidem circulația pe tronsonul de ocolire la Bahmut și evident că vrem ca să oferim servicii pe toate căile de circulație. Vreau să-l rog pe domnul Spânu să ne spună un pic mai mult despre investițiile în infrastructură, în special cu accent pe regiunea Ungheni. Stimată doamnă prim-ministru, mulțumesc pentru oferirea cuvântului. Da, am să încep cu calea ferată, ținând cont că am ajuns aici cu trenul. De când am venit la guvern, împreună am decis să acordăm atenție sporită acestui sector. De aceea am aprobat și codul feroviar, care va face o reformă serioasă în acest domeniu. Dacă vorbim de tronsonul Iași-Ungheni-Chișinău, atunci cu suportul Agenției Franceze pentru Dezvoltare, a fost semnat un acord de grant de 400.000 de euro, care va face un studiu de fezabilitate și de înțelegerea pieței feroviare cu ulterioarea investiții în mod special în acest tronson. Ce ne dorim noi pe termen lung? Ne dorim ca acest tronson să se poată circula atât cu ecartament european, cât și în termen lung să electrificăm această porțiune de cale ferată. Suplimentar, știți că
Chiar imediat de la venire la guvern am aprobat toate documentele pentru construcția podului Ungheni-Ungheni. Din informația pe care o avem de la colegii din România, cel târziu, la începutul anului viitor, va fi lansată licitația pentru execuția proiectului și execuția podului. Deci, conform planului, următorii 3-4 ani, cel târziu, trebuie să avem acest pod construit la Ungheni. În continuare, acest pod trebuie, de fapt, să facă unirea între Republica Moldova și România prin autostrada Târgu Mureș și Iași-Ungheni până la Chișinău. De asemenea, noi am agreat împreună cu finanțatorii și partenerii noștri că în proiectul Moldova Drumuri 4, care va fi inițiat anul acesta, din aceste resurse, vorbim de peste 300 de milioane de dolari, se va finanța și studiul de fezabilitate și documentația de proiect pentru construcția autostrăzii Ungheni-Chișinău. Despre această autostradă s-a discutat mult, de asemenea s-a discutat și despre pod și despre alte proiecte, dar ceea ce facem noi este că nu doar discutăm, dar și ducem aceste proiecte la bună realizare. Ați vorbit despre centura de la Bahmut. Stimată doamnă prim-ministru, din punctul meu de vedere este un pic de rușine ca astfel de tronsoane să se construiască în 7 ani. Și știți că imediat ce am ajuns la minister a fost printre primele vizite în teritoriu să văd ce se întâmplă la această centură și vom fi extrem de bucuroși să vedem că lucrările în sfârșit se apropie de final. Astăzi va fi deschisă circulația pe acest tronson, iar până la finalul anului întreaga porțiune Chișinău-Ungheni va fi finalizată conform tuturor proiectelor de execuție. Suplimentar, în anul 2022 au fost alocate aproximativ 60 de milioane de lei pentru întreținerea drumurilor. De asemenea, din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală au fost alocate peste 45 de milioane de lei. Suplimentar, în cadrul satului european, o bună parte din localitățile, comunele din Ungheni au beneficiat de proiecte. M-am bucurat să fiu în vizită două săptămâni în urmă în localitățile din Ungheni, unde deja s-au dat în utilizare apeduct și stație de epurare. Îmi spuneau oamenii cum timp de 20 de ani nu au avut apă și acum au apă. Astăzi la Zagarancea am fost invitat de colegi și se construiește iluminatul stradal, porțiuni de drum. Deci noi în continuare vom aloca sprijin prin programul satului european ca localitățile noastre să se dezvolte. Și în final trebuie să menționăm că Ungheni este și un pol de creștere conform strategiei de dezvoltare regională și deja beneficiază de suportul Uniunii Europene în dezvoltarea infrastructurii orașului. Și dacă o să reușim să facem plimbări prin Ungheni, o să vedem că avem lucrări de reabilitare a trotuarelor, drumurilor. Practic, întreg orașul este un șantier și, de fapt, cum ați menționat, asta înseamnă Moldova europeană, asta înseamnă orașe și sate sau localități europene. Mulțumesc! Nu, în zadar, ați menționat și Cahulu. Deci noi am fost cu ședințele guvernului în teritoriu la Bălți, la Cahul. Iată acum suntem la Ungheni. Eu am să rog cancelarea să pregătim și următoarea vizită la nord de Bălți și este o ocazie bună în pregătirea ședințelor de guvern să aflăm care sunt problemele reale cu care se confruntă cetățenii și să încercăm să soluționăm împreună cu administrația publică locală cel puțin o parte din aceste probleme. Eu vreau să menționez că de când conduc guvernul este a doua mea vizită de lucru la Ungheni și mă bucur că alături de colegi, toți lucrând într-o echipă, am reușit să soluționăm o parte din problemele care mi-au fost semnalate atunci. De exemplu, primarul satului Cornești ne-a spus că mai avea nevoie de circa 7,5 milioane de lei pentru finalizarea construcției unui apeduct care urma să asigure acces la apă potabilă pentru mai multe case de locuit cu 2-5 nivele.
prin Fondul Ecologic Național au fost alocați suplimentar 6 milioane de lei, care au fost suficienți pentru rezolvarea acestei probleme. De asemenea, primarul de la Pârlița a propus crearea unui mecanism de contribuție de la stat pentru întreținerea postului de pompier și, în general, acestui servicii, inclusiv din cauza unor resurse financiare insuficiente, și postul a fost deja dat în exploatare și deservește 8 localități. La fel s-au mișcat lucrurile și în privința proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a 12 localități din raion, inițiat încă în anul 2011. Este vorba despre primăriile Manoilești, Alexeievca, Unțești, Cetăreni și Florițoaia Veche. Iată, aici avem un exemplu real unde, în urma vizitelor în teritoriu, colectăm informații, prioritățile oamenilor, autorităților publice locale și împreună aici vedem și contribuția Ministerului Mediu și Ministerului de Interne și Cancelarii de Stat și altor colegi și așa, una câte una, pas cu pas, vom rezolva aceste probleme. Vreau să spun că avem planuri să construim și mai departe. De exemplu, pentru reparația, întreținerea drumurilor publice din raionul Ungheni sunt preconizate peste 51 de milioane de lei. Pentru primării 27,6 milioane de lei din taxa pentru folosirea drumului și pentru Consiliul Raional 23,5 milioane de lei din mijloacele fondului rutier și la moment avem valorificate 80% din aceste mijloace financiare planificate. În același timp, noi atragem atenția și la investiții în siguranța rutieră. Chiar astăzi vom discuta acest subiect în timpul adoptării unei hotărâri de guvern, dar am văzut și astăzi, am fost martori la un incident pe drum. Evident că, cum a spus și domnul viceprim-ministru, când se construiesc drumuri, până ele se finalizează și mai este mult lucru de făcut. Am văzut că infrastructura necesită multe investiții și de aceea și în fondul rutier alocăm bani pentru siguranța rutieră și îndemnăm și autoritățile publice locale în construirea drumurilor să nu uite de aspectul acesta de siguranță rutieră. Știm că spitalul de la Ungheni are nevoie de modernizare, echipamentele sunt depășite moral și fizic și ne bucurăm mult că avem suportul financiar al Fondului ONU pentru Populație, care a inițiat echiparea maternităților din țară și cunoaștem că maternitatea din Ungheni este inclusă în etapa a doua a acestui proiect. La moment se realizează evaluarea necesităților și anul viitor o sală de operații și sălile de naștere și terapie intensivă din centrul perinatal vor fi reechipate. Doamna Nemirenko, dacă puteți să ne dați din nou un pic mai multe detalii despre planurile pentru Ungheni și regiune. Stimată doamnă prim-ministru, mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că și să subliniez că, de fapt, Ministerul Sănătății investește și va investi în instituțiile medico-sanitare publice din toate raioanele, chiar dacă autoritatea publică locală este fondator în aceste instituții, deoarece pentru noi este foarte important să lărgim accesul populației, în special rurale, la servicii medicale performante. Deci, la momentul de față, dacă ne referim strict la locuitorii raionului Ungheni, aș vrea să trec în revistă planurile Ministerului, care sunt deja în desfășurare și în contextul implementării componentei sănătate în cadrul a mai multor proiecte care se derulează sub auspiciul Ministerului Sănătății și mă refer la proiecte ale Băncii Mondiale și de asemenea a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Deci pentru Spitalul Raional Ungheni urmează să fie achiziționate mai multe echipamente medicale cu o prioritate strategică asupra dezvoltării capacității Spitalului Raional și în special cu scopul de a lărgi accesul populației la servicii de înaltă calitate.
Acestea se află la etape diferite, se află deja în proceduri de achiziție la etape diferite, deoarece sunt diferite loturi de echipamente pentru toată țara. Primul este un computer tomograf, o unitate. Procedura se află în consultări publice. Un analizator automat a gazelor și electroliților în sânge, care este foarte important pentru fiecare spital, în special pentru secțiile de terapie intensivă, este deja în procedura de evaluare a ofertelor. Un ultrasonograf modern, care acum terminăm dezvoltarea, elaborarea specificațiilor tehnice și va fi consultat public. O stație de producere a oxigenului medical cu o capacitate înaltă, deci de asemenea intră în consultări publice la momentul de față, un sistem de sterilizare pentru întreg spitalul cu capacități mari, deci acum sunt elaborate specificațiile tehnice și de asemenea am asigurat spitalul cu un generator pe care l-am primit de la francezi în cadrul ajutorului prin mecanismul european de protecție civilă. Am primit recepționat ministerul 17 generatoare, unul din ele a mers spre spitalul din Ungheni. Totodată în cadrul unui din aceste proiecte noi vom renova centrul de sănătate publică din Ungheni, inclusiv laboratoarele, infrastructura, astfel ca cei care oferă certificatele de inspecție sanitară și pretind să solicite calitatea de la toate activitățile care sunt legate mai puțin de activitatea medicală, să poată să ofere un exemplu prin însăși activitatea dumnealor. Deci, reiterez încă o dată, Ministerul Sănătății are în vizor toate spitalele raionale, activitatea dumnealor, ne dorim să ajungem prin toate politicile noastre la fiecare cetățean, astfel ca dumnealor să aibă acces la servicii medicale, la medicamente compensate, la politici de sănătate care să apropie serviciul de sănătate de ei. Vă mulțumesc, doamna ministru. Iată, aici avem exemplu concret unde merg resursele de asistență din partea partenerilor noștri. Deci, în cazul dat, este vorba și despre echipamente, și despre generatoare, și despre renovarea unor instituții. Și așa putem merge la fiecare sector. Într-adevăr, la moment, chiar dacă avem aceste progrese despre care am vorbit, trecem printr-o perioadă dificilă, pentru că avem aceste creșteri de prețuri, avem criza energetică, impactul războiului de la hotar și am anunțat mai de mult câteva decizii importante pentru ca să fim alături de oameni și am solicitat în ședința precedentă să vedem cum este utilizat ajutorul unic pe care l-am oferit pensionarilor care au pensii mai mici de 5.000 de lei și la moment avem din 65 de beneficiari au primit această plată, deja 54.585 de beneficiari și cei care nu au făcut-o pot merge la oficiu poștal sau la bancă să-și ridice ajutorul unic. Am discutat cu o doamnă chiar în tren care mi-a spus că a primit acest ajutor. Înțelegem că este nevoie de mai mult și vom continua să lucrăm ca să putem oferi asemenea ajutor. În același timp, astăzi vom acorda o alocație de 3.000 de lei pentru angajații în sectorul bugetar. Ele vor fi oferite instituțiile și instituțiile vor decide dacă le disbursează într-o plată sau mai multe. Și de asemenea avem o decizie importantă și pentru antreprenori, pentru că nu ne axăm doar pe măsuri de protecție socială, ne axăm și pe menținerea
și creșterea locurilor de muncă, pe ajutor antreprenorilor, sectorului privat și astăzi vom adopta o decizie cu privire la simplificarea mecanismului de garantare a creditelor, un instrument foarte solicitat, mai ales după ce organizația, Ministerul Economiei și Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului au simplificat regulile de accesare a acestui mecanism. Deci garanțiile vor fi oferite deja nu pentru fiecare împrumut în parte, dar pentru un portofoliu de împrumuturi. Aceasta ajută antreprenorii să reducă din necesitatea de gaj semnificativ și este un instrument foarte important și pentru agricultori. 40% din beneficiarii fondului de garanție sunt agricultori. Acest fond, în urma modificărilor pe care le facem astăzi, va putea fi suplinit cu 300 de milioane de lei din partea partenerilor noștri. Și vreau să repet ceea ce am spus cu mai multe ocazii. Nu putem într-un an, chiar și mai ales într-un an atât de complicat, să rezolvăm toate problemele neatinse de guvernările anterioare. Nu putem preveni toate efectele nocive ale acestor crize cu care ne confruntăm și care vin din exterior. Dar muncim împreună, în echipă, cu toată țara, pentru a construi un stat modern, prietenos cu oamenii, cu mediul de afaceri, cu o infrastructură adecvată, cu condiții bune în localități, astfel ca tinerii să vrea să rămână și să-și realizeze potențialul acasă. Este important să comunicăm despre toate aceste acțiuni pe care le întreprindem. Sunt multe, lucrăm mult, dar este important toată lumea să cunoască, să cunoască că s-au îmbunătățit condițiile în trenuri, că avem drumuri reparate cu o viteză mult mai mare decât înainte, că avem mai multe programe pentru școli, pentru spitale, pentru agenții economici și împreună cu optimism să rezistăm și să ieșim mai puternici din această criză. Cu aceasta aș propune să trecem la ședința Guvernului. Are cineva subiecte pentru a fi incluse în ordinea de zi, domnul Spânu? Stimată doamnă prim-ministru, eu propun să includem în agendă iarăși o noutate bună, inclusiv pentru Ungheni, includerea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea semnării protocolului de amendare a acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău 20 mai 2021. Deci vorbim de trecerea apei de la apă vital sub rud către localitățile și inclusiv Ungheni din Republica Moldova. Vă mulțumesc și din nou ne bucurăm pentru că Guvernul României ne este alături. Mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestei agende? Aprobat. Vă rog să trecem atunci la subiectele de pe ordinea de zi, începând cu subiectele ce țin de localitatea Ungheni, după care am să-l rog și pe domnul primar să ne spună care este situația în Ungheni și care sunt problemele cu care continuă să confrunte orașul, dar și care sunt perspectivele. Dar începem, cred că, cu aceste subiecte care îi afectează pe ungheneni și apoi trecem la o mică discuție axată pe ungheni. Domn Topală, vă rog.
Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale. Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului propune acordul trecerii unor bunuri din raionul Ungheni, din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale și se referă la constatarea încetării necesității de a fi menținute în domeniul educațional a următoarelor bunuri. Fostul cămin al gimnaziului Dimitrie Cantemir din orașul Cornești și fosta grădiniță din satul Florițoaia Veche, care nu este utilizată din anul 1985. Hotărârea promovează interesul public al localităților beneficiare de a asigura administrarea eficientă și transparentă a proprietății publice. Elaborarea proiectului a fost precedată de perfectarea rapoartelor de expertiză și avizarea acestora de către Comisia de Vizare a rapoartelor de expertiză a Ministerului Educației și Cercetării, corespunde cu hotărârea Guvernului numărul 314 din 2018. În acest context, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul Topală. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Doamna Iordanov, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, atenție dumneavoastră se propune proiectul hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor proiectului acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului Deșeuri solide în Republica Moldova în sumă de 25 milioane euro. Proiectul este elaborat în temeiul articolului 3 al legii numărul 419 pe 2006 cu privire la datorie sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, în vederea realizării prevederilor strategiei de gestionare a deșeurilor aprobată prin hotărârea Guvernului 248 pe 2013 și constituie una din acțiunile asumate de către Planul de Acțiuni a Guvernului pentru anii 2021-2022. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune inițierea negocierilor asupra proiectului acordului de împrumut sus menționat și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia. Proiectul acordului de împrumut va fi negociat în limba engleză de către delegația oficială condusă de reprezentantul Ministerului Mediului, în persoana mea, secretarul de stat Rodica Iordanov. Proiectul acordului de împrumut se urmează a fi negociat, conține toate clauzele legale și condițiile speciale unui acord de împrumut. Termenul de valabilitate al acordului va fi de până la 15 ani, cu o perioadă de grație de 4 ani, iar durata de implementare a proiectului nemijlocit este planificat pentru perioada 2023-2027, ceea ce ar însemna că în anul 2023 începem nemijlocit lucrările de realizare a acestui acord. Necesitatea negocierii acordului de împrumut de 25 milioane euro este condiționat de asigurarea participării Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare cu finanțare de cote egale suplimentare la cele 25 de milioane euro contractate din partea Băncii Europene de Investiții în baza contractului de finanțare semnat la 18 octombrie 2019 și ratificat prin legea numărul 89/2020. Acordul de împrumut este asigurat cu partea de grant în valoare de 5,6 milioane euro din partea Parteneriatului pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est. Banca va oferi Republicii Moldova creditul menționat în vederea implementării unui program național de dezvoltare a infrastructurii aferente procesului de gestionare a deșeurilor solide, conform prevederii strategiei de gestionare a deșeurilor, asigurând accesarea finanțării începând cu anul 2023. Pentru inițierea lucrărilor de proiectare și construcția infrastructurii moderne de management a deșeurilor solide, care includ depozitarea regională, stații de sortare, de compostare, de transfer, procurarea echipamentelor și utilajelor pentru transport, sortare, reciclare, compostare, inclusiv și închiderea depozitelor neautorizate care există în trei regiuni de management al deșeurilor. Acestea fiind regiunea de management al deșeurilor numărul 5, raionul Ungheni-Nisporeni-Călăraș, acesta fiind și proiect pilot, care se lansează începând cu anul 2023,
Regiunea de management al deșeurilor numărul 8, raioanele Iediniț, Dondușeni, Ocnița și Briceni, și regiunea de management al deșeurilor numărul 1 include raioanele Cahul, Cantimir, Taraclie, precum și localitățile din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, Comrat, Vulcănești și Ciadărlunga. Ulterior, procedurilor de negociere vor fi demarate deja procedura de semnare a acordului de împrumut prin hotărâri de guvern. Astfel se vor asigura toate procedurile legale pentru semnarea, ratificarea și intrarea în vigoare a acordului. Proiectul hotărârii menționat a fost examinat, avizat, expertizat și reavizat de către ministerele și instituțiile de resort. Aici aducem mulțumiri tuturor structurilor implicate și propunem susținerea acestui proiect de hotărâri. Vă mulțumesc mult, am auzit foarte mult limbaj tehnic, dar mai simplu pentru oameni. Deci avem investiții în gunoiești moderne, exact, unde gunoiul va fi sortat, unde va fi prelucrat. Vedem dacă putem prelua bunele practici, să facem fabrici pentru sortarea și prelucrarea gunoiului. Așa. Și cel mai important, scuzați că v-am întrerupt, cel mai important este faptul că noi vom avea posibilitate să lichidăm gunoieștile care n-au fost autorizate până la momentul de față, ceea ce ar însemna că noi vom face și curățenie în acele raioane despre care am menționat mai sus. Deci o Moldovă europeană și verde, nu doar prin călătoriile cu trenul, dar și prin abordarea acestui subiect dificil ce ține de gunoiștile neautorizate. Vă rog, domnule Spânu, și referitor la apă vital, hotărâre de guvern? La vot, n-am pus la vot. Colegi, cine susține această hotărâre? Vă mulțumesc. Și domnul Spânu pe apă vital, după care o să-l rog pe domnul primar să intervină. Vă mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea semnării protocolului de amendare a acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte semnat la Chișinău la 20 mai 2021. Prin protocolul de amendare se intervine în articolul 1 și articolul 2 ale acordului de bază, în partea ce prevede amplasarea unor apeducte cu subtraversarea râului Prut în localitățile Măcărești, în sectorul localității Tabăra, România, Sculeni și Ungheni. Prin amendamentele propuse se urmărește excluderea nominalizării zonelor de subtraversare a apeductelor pentru flexibilitatea în decizii și permiterea subtraversării râului Prut și în alte localități agreate de către părți, prin hotărârea Comisiei Hidrotehnice Interguvernamentale pentru aplicarea acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării. Semnarea protocolului și intrarea în vigoare a acordului va contribui la dezvoltarea unui sistem de apeducte de interconexiune și aducțiune cu aportul instituțiilor din România și Republica Moldova, precum și prestarea serviciilor de alimentare cu apă a consumatorilor, conform cerințelor legii numărul 303 din 2013, privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Extinderea sistemului centralizat de aprovizionare cu apă și creșterea ratei de acces a populației la acest serviciu constituie un obiectiv pe termen mediu și lung, prevăzut în strategia de alimentare cu apă și sanitația Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului 199 din 2014. Din mijloacele financiare ale Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, în anul curent a fost inițiat proiectul de dezvoltare regională, îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut în satul Măcărești cu apă potabilă pentru 13 localități din raioanele Nispureni și Ungheni. În cadrul proiectului este prevăzut construcția 54 de kilometri de apeduct care va conecta la punctul de subtraversare din satul Măcărești. Costul total al proiectului este de 62 milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare Regională, circa 56 milioane lei, iar contribuția beneficiarilor 6 milioane lei. Prin realizarea proiectului, dar și conectarea la punctul de interconexiune de la Măcărești, va fi asigurat acces la apă potabilă pentru circa 15.500 de locuitori, 3 localități din Ungheni, Măcărești, Frăsinești, Costuleni și 13 localități din raionul Nisporeni, Isăicani, Băcșeni, Valea Trestieni, Odobești,
Chilișoaia, Boldurești, Brătuleni, Cârnești, Luminița și Selișteni. Stimată doamnă prim-ministru, această interconexiune va fi realizată până la final de an și deja în satul Măcărești, unde am fost și am vizitat să văd exact pe unde va traversa, cetățenii vor avea acces la apă până la finalul de an. În temeie celor expuse, rog susținerea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc frumos, domnule Spânu. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Iată că vedem subiectele care apar foarte des în relația noastră cu administrația publică locală și care țin de acordarea serviciilor cetățenilor. Și ele de obicei țin de transferul unor imobile sau unor terenuri, de soluționarea problemelor cu apă și canalizare sau altă infrastructură, soluționarea problemei gunoiștilor. Domnule primar, în primul rând vă mulțumesc pentru conlucrarea în organizarea acestei ședințe și am vrea să auzim care sunt problemele principale care mai rămân a fi soluționate, unde putem lucra împreună mai eficient pentru a îmbunătăți viața oamenilor și accesul lor la serviciile statului. Mult stimată doamnă prim-ministru, mult stimați membri al Guvernului, permiteți-mi în numele Primăriei Municipiului Ungheni să vă salut aici la Ungheni, să vă zic bine ați venit. Este foarte bună această inițiativă de a petrece ședințele Guvernului în teritoriu, pentru că cu adevărat se fac niște totaluri și putem să facem niște rezumate, ceea ce ne-am planificat și ceea ce am reușit să facem până acum la moment. Ele sunt foarte bune, aceste ședințe, pentru că dumneavoastră, stimați membri al Cabinetului de Ministri, puteți să vă informați din prima sursă, de la noi, despre problemele care sunt și care ar fi căile de soluționare. Este un contact pe care trebuie să-l păstrăm noi permanent, pentru că doar împreună putem să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Vreau să vă salut aici în sala mică a Palatului de Cultură, să vă spun că Palatul de Cultură este un edificiu care a fost construit în anii 80, este o locație chiar la 300 de metri de râul Prut, suntem deci chiar la frontieră. Vreau să zic că după mine și nu doar după mine, locația nu este chiar cea mai reușită pentru că a fost făcută aici doar pentru aceea că atunci când cei care ne vizitează țara, fostă țară, deci să-și dea seama că au nimerit într-o țară de basm, dar și acest palat este supradimensionat pentru necesitățile municipiului și chiar raionului Ungheni. De aceea am discutat cu domnul ministru Prodan atunci când a fost în vizită aici la noi la Ungheni despre faptul că să transformăm această problemă într-o oportunitate și pe viitor am venit cu ideea ca Palatul de Cultură de Ungheni să transformăm într-un centru cultural multifuncțional regional. Avem toate șansele să facem lucrul ăsta. Este mare această casă a noastră și ar putea să încapă încă multe instituții aici, inclusiv instituții de subordonare republicană. Nu voi intra în detalii acum, din lipsă de timp, discuțiile le vom duce cu Ministerul Culturii. Vreau să spun că o problemă, ne bucurăm foarte mult apropo de această decizie cu Apă Vital Iași, vreau să vă spun că memorandumul de înțelegere pe care l-am semnat în 2012, acum 10 ani în urmă, cu Apă Vital, deci însemna că ar urma niște subtraversări și uite că după 10 ani lucrul ăsta se întâmplă. Felicitări, mulți stimați membri a Cabinetului de Ministri, că vom face prima subtraversare la Măcărești. Este prim pas pentru a aduce apa de la Apă Vital, inclusiv pe malul stâng al Borutului. O problemă pe care o avem noi aici la Ungheni este stația de iepurare, care nu este pe teritoriul municipiului Ungheni, este pe teritoriul deci, comunei Valea Mare, la distanța de 12 km de aici. Este o stație care este construită în anii 70, treapta biologică nu lucrează, lucrează doar treapta mecanică și treapta chimică și asta ar fi o problemă, dar nu cea mai mare. Cea mai mare problemă este faptul că deci, pomparea apelor uzate către această stație de pompare la 12 km se face printre niște conducte care sunt într-o stare foarte și foarte proastă și chiar dacă am reușit să modernizăm stația de epurare de la Valea Mare, putem să ajungem în situația că nu putem să pompăm aceste ape din cauza că aceste canale, aceste țevi de 1,5 m foarte mari sunt ciuruite.
Soluția există. Noi avem un studiu de prefezabilitate. Specialiștii ne-au recomandat deja noi locații pentru stația de epurare, doar că costul acestei stații este unul foarte mare, este peste puterile autorităților locale, este vorba de 10-12 milioane de lei, iar lucrul ăsta noi oricum trebuie să-l facem. Vreau să menționez că aceste țevi prin care se transportă apele, deci uzate către Valea Mare, merg într-o zonă de alunecări de teren și astăzi ne-am înțeles cu doamna secretar de stat că vom merge chiar într-o locație, e vorba de strada Aurel David 1, unde există, deci, pericol real de prăbușire chiar a caselor din cauza și acestei conducte, deoarece suntem într-o zonă, deci, de alunicări de teren. Ultima problemă pe care vreau să o menționez și are tangență și cu hotărârea care a fost luată astăzi, legată de inițierea procedurii de negociere a acelui acord pe care guvernul urmează să semneze cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Acum vorbesc nu doar de numele meu, dar vorbesc de numele primarilor de Călăraș și Nisporeni și a Consiliului Locale Ungheni Călăraș și Nisporeni. Noi am luat un șir de decizii de suport acestui contract și vom veni cu suport la acest contract. Este foarte important ca aceste negocieri să aibă loc cât se poate de repede, să fie semnat acel acord de împrumut, pentru că din ceea ce cunoaștem noi, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare urmează să mai aprobe la bordul lor, până la sfârșitul anului, acordul de grant la acest contract. Deci, în momentul în care are loc semnarea acestui contract, putem să discutăm deja despre acordul de grant și să ne mișcăm înainte. În final, vreau să vă spun că noi aici la Ungheni nu doar nu mai cerem, dar suntem gata și să oferim și suntem gata să rezolvăm doar împreună toate problemele cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ambros, pentru această introducere în principalele subiecte care îi preocupă pe ungheneni. Într-adevăr, am discutat și înainte de ședința Guvernului și au fost și alte vizite în teritoriu. Noi lucrăm împreună cu autoritățile publice locale. Suntem hotărâți să reanimăm această relație, de aceea câteva ședințe în urmă am luat decizia despre Comisia Paritară. Eu vă rog, Cancelarea de Stat, în următoarele două săptămâni să avem prima ședință a Comisiei, să o punem în funcțiune ca să avem mecanisme structurate de discuție. Asta nu înseamnă că nu vom continua cu vizitele în teritoriu, a guvernului, a membrilor guvernului și să lucrăm punctual pe aceste subiecte. Eu mă bucur foarte mult că veți merge împreună cu doamna Iordanov să vedeți acea locație. Sunt sigură că putem dedica resurse, de exemplu, prin Fondul de Dezvoltare Regională, pentru astfel de proiecte. Noi, în Moldova Europeană 2030, în strategia de țară care este acum la Parlament pentru adoptare, avem și acest deziderat ca în fiecare localitate mai mult, unde sunt mai mulți cetățeni, să avem stații de epurare moderne. Domnul Spânu, dacă ne puteți da careva considerente adiționale pentru problemele pe care le-a menționat domnul primar. Da, doamnă prim-ministru, stimate domnule primar, doar vreau să vă anunț că în luna noiembrie intenționăm să lansăm un nou concurs de proiecte în cadrul strategiei Orașe Poli de Creștere din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, și Ungheniu fiind un oraș pol de creștere, cred că puteți aplica cu acest proiect de reabilitare acestui tronson de magistrală cu ape reziduale. Și dacă este toată documentația, atunci la anul cred că el deja poate fi alocat resurse pentru construirea lui. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Deci am auzit de la doamna Iordanov că Ungheni, Nisporeni și Călăraș sunt regiune pilot pentru proiectul de deșeuri solide în Republica Moldova. Înțeleg că o parte din resurse deja sunt agreate. Noi acum suplinim acest proiect. Într-adevăr, așteptăm și porțiunea de grant
și vom merge în anul 23 cu acest proiect. Doamna Iordană, vă rog să confirmați. Da, este adevărat ceea ce ați menționat. Noi avem deja acordul din 2019 semnat cu Banca Europeană pentru Investiții. A fost o condiționalitate ca să avem și acordul cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Noi am realizat în perioada acestor ani toate condițiile stabilite de acordul din 2019, în special elaborarea studiilor de fezabilitate. Și aici vrem să mulțumim autorităților publice locale că au contribuit în special prin alocarea acelor terenuri, prin lucru cu populația și lucru cu instituțiile, ca noi să avem un consens în ceea ce ține locațiile unde vor avea loc aceste noi stații de gestionare a deșeurilor. Mai mult ca atât, noi, cum a zis și domnul primar, încercăm până în sfârșitul anului 22 să punem la punct toate procedurile legislative pe semnarea acordului și ratificarea acestuia și deja să putem prelua activitățile tehnice. Mersi! Mersi mult. Și acum aș propune să trecem și la celelalte subiecte pe ordinea de zi, care sunt relevante pentru întreaga țară, nu doar pentru Ungheni. Vă rog, doamna Nimerencu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 837 din 2016. Proiectul nominalizat prevede, începând cu 1 octombrie curent, majorarea salariilor de funcție lunare pentru personalul din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorie de asistență medicală, specificată în anexa 1 la prezentul regulament, în mediu cu 10% și 5,5% pentru personalul de conducere, specificată în anexa numărul 3 la același regulament. Sub aspect financiar, cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare a proiectului în cauză, începând cu 1 octombrie 2022, vor fi acoperite din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală aprobate prin legea numărul 262-2022 pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022. Cheltuielile necesare aferente majorărilor de salarii de funcții propuse în acest proiect se estimează la circa 72 de milioane de lei lunar sau pentru 3 luni până la sfârșitul anului 2022 la circa 216 milioane de lei. Totodată e necesar de menționat că la estimarea cheltuielilor Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală pentru anul 2023 și respectiv pentru anii 2024 și 2025, conform CBTM-ului pentru următorii ani, s-a ținut cont de acoperirea cheltuielilor aferente majorărilor salariilor de funcție pentru personalul din aceste instituții medico-sanitare publice. Această majorare, chiar în perioada multiplilor crize cu care se confruntă țara, demonstrează că salarizarea personalului din domeniul sănătății este prioritară pentru guvern și pentru minister și vom continua cu acest subiect. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului în cauză. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru. Colegi, întrebări? Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Cred că toți au susținut cu toată inima. În continuare, domnul Gumeni, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea, funcționarea și utilizarea Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Proiectul hotărârii are drept scop facilitarea accesului mediului de afaceri la resursele financiare împrumutate prin îmbunătățirea cadrului normativ de acordare a garanțiilor financiare pentru creditele contractate de IMM-uri de la băncile comerciale și organizațiile de creditare nebancare, dar în special prin instituirea unui nou mecanism de acordare a garanțiilor financiare și anume garanțiile de portofoliu. Menționez că garanția de portofoliu este un angajament financiar asumat de către garant, în cazul de față Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în condițiile unui contract de colaborare semnat cu un creditor, fie bancă comercială sau OCN, care partajează riscul de credit asociat unui portofoliu eligibil de credite, fără a fi necesară aprobarea fiecărei tranzacții de către garant. De asemenea, actualmente este posibilă garantarea doar a creditelor oferite prin intermediul băncilor, respectiv regulamentul va oferi posibilitatea garantării și a creditelor oferite de către OCN, evident a celor care corespund anumitor rigori. Implementarea mecanismului de acordare a garanțiilor de portofoliu impune capitalizarea suplimentară a fondului, iar luând în considerare
resursele financiare preconizate într-o perioadă de maxim 3 ani, fondul poate asigura atingerea următoarelor obiective. Deci, facilitarea accesului la finanțare pentru circa 1000 de IMM-uri, acordarea de garanții financiare în valoare de cel puțin 1 miliard de lei, facilitarea accesului IMM-urilor la resurse creditare de cel puțin 2 miliarde de lei, realizarea proiectelor investiționale de către IMM în valoare de cel puțin 2,5 miliarde de lei, menținerea locurilor de muncă existente și crearea noi locuri de muncă pentru cel puțin 1000 de persoane și majorarea cotei garanțiilor financiare active în total credite acordate sectorului IMM de către sectorul bancar de la 2,3% curent la cel puțin 5%. Totodată, în cazul capitalizării suplimentare fondului sau eventual la majorarea coeficientului de multiplicare, efectul în economie poate fi și mai mare. Totodată, menționez că pentru fondul de garantare a creditelor pentru anul 2022 au fost alocate 15 milioane de lei, iar cu fondul strategiei sectoriale de cheltuieli CBTM 2023-2025, pentru următorii 3 ani, la fel urmează a fi alocate câte 15 milioane de lei. Suplimentar, conform acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru realizarea proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii, sunt preconizate două tranșe în valoare de 9,5 milioane de euro și 4,3 milioane euro pentru capitalizarea fondului de garantare a creditelor. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Încă o dată să spun cu cuvinte mai simple. Atunci când o întreprindere, un agent economic merge la bancă și trebuie să pună ceva în gaj, poate accesa acest fond de garantare a creditelor. Asta reduce cu 80% necesitatea gajului și în felul ăsta sporește accesul agentului economic la resurse. Asta îi permite să investească, să se dezvolte, să mențină locuri de muncă și asemenea programe sunt foarte importante, mai ales în condiții de criză. Evident că avem și alte programe, de aceea îndemnăm toată lumea să acceseze pagina Organizației de Dezvoltare a Antreprenoriatului, oda.md, și să vadă programele care au fost modificate și sporite în acest an. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint spre examinare și aprobare proiectul hotărârii de guvern privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în legea bugetului de stat pentru anul 2022, numărul 205 din 2021. Proiectul în cauză este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 10 prim, alineat 1 din legea bugetului de stat pentru anul 2022, numărul 205, care autorizează guvernul să repartizeze pe autorități publice centrale și locale alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru acordarea plății unice cu caracter excepțional în mărime de 3.000 lei pentru susținerea unor angajați al căror loc de muncă de bază este în cadrul autorităților instituțiilor bugetare remunerați conform legii numărul 270 din 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și conform articolului 60, alineatul 1, litera A din Legea Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetare Fiscale numărul 181 din 2014, care permite redistribuirea cu acordul Guvernului a alocațiilor aprobate prin Legea Anuală a Bugetului de Stat între autorități publice centrale, cu excepția celor independente, și între programele unei autorități până la 10% din volumul alocațiilor bugetare aprobate. Astfel, conform solicitărilor din partea unor autorități publice centrale și locale, din alocațiile aprobate din bugetul de stat, destinate acordării plății unice de 3.000 de lei, se alocă 437.466.000 lei, din care 107.688.000 lei sunt alocate către autoritățile finanțate de la bugetul de stat, iar 327.114.000 lei către autoritățile publice locale de ambele niveluri și 2.664.000 lei către Casa Națională de Asigurări Sociale. De asemenea, conform solicitărilor autorităților bugetare, se propune
redistribuirea de alocații pentru asigurări, pentru asigurarea altor necesități stringente, exceptând cheltuieli de personal. La Agenție Relații Funiciare și Cadastru, acțiuni generale și de la Ministerul Economiei către Cancelarea de Stat, în valoare totală de 1.979.000 lei. Proiectul nominalizat este propus pentru adoptare în regim de urgență, în conformitate cu articolul 14 al legii numărul 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional. Totodată, proiectul a fost supus expertizei juridice în conformitate cu articolul 37 din legea numărul 100 din 2017 cu privire la actele normative. Vă rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc. Întrebări, propuneri? Domnul Spânu? Stimată doamnă prim-ministru, am mai discutat inclusiv în tren despre încă o realocare în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere. Astfel se propune să realocăm de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Fondul de Siguranță Rutieră 3.990.000 de lei către Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, care va utiliza aceste resurse pentru creșterea siguranței rutiere pe traseele naționale. Mulțumesc. Domnul Budeanschi? Da, se acceptă. Da. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri cu propunerile care au fost vociferate? Vă mulțumesc. Aprobat. În continuare, doamna Iordana. Mersi foarte mult, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri a Guvernului. Atenție dumneavoastră, se propune proiectul pentru aprobarea regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu. Unul din obiectivele specifice ale strategiei de mediu pentru anii 2014-2023, hotărârea Guvernului din 2014, este asigurarea condițiilor de bună guvernare și eficientizarea potențialului instituțional și managerial în domeniul protecției mediului pentru atingerea obiectivelor de mediu. Deși în ultimii ani au fost întreprinse mai multe măsuri de consolidare a mecanismului de gestionare a resurselor financiare pentru protecția mediului, sistemul la momentul de față încă rămâne unul deficitar. Din aceste considerente, prin modificările operate în legea 1515 din anul 1993 privind protecția mediului înconjurător, au fost revizuit esențial abordarea generală de organizare și funcționare a Fondului Național pentru Mediu, anterior cunoscut ca Fondul Ecologic Național. Respectiv, prin acest proiect care îl discutăm astăzi, se prevede aprobarea regulamentului de administrare a Fondului Național pentru Mediu și abrogarea hotărârii Guvernului numărul 988/1998 pentru aprobarea regulamentului privind fondurile ecologice și totodată stabilirea în responsabilitatea Ministerului Mediului de a aduce actele sale administrative și normative în conformitate cu prezenta hotărâre. În câteva cuvinte, doar vreau să aduc la cunoștință ce ar prevede acest regulament privind Fondul Național pentru Mediu. În primul rând, acesta conține reglementări generice privind constituirea, funcționarea fondului, domeniile care pot beneficia de finanțare în baza proiectelor, noțiunile, principiile, precum și responsabilii de administrare și gestionare a fondului. Regulamentul la fel prevede ca suportul financiar să fie efectuat în baza de proiecte finanțate din cadrul fondului, în baza licitației de proiecte, o modificare pe care n-a fost realizată până la momentul de față. Odată aprobate, aceste proiecte pot fi finanțate pe parcursul la mai mulți ani, iar anual se includ mijloace pentru proiectele noi, ceea ce ar oferi o predictibilitate și siguranță pentru proiectele în derulare, în vederea dispunerii de suficiente resurse financiare și asigurarea posibilității de executare integrală a proiectelor. Atragem atenție că proiectul regulamentului stabilește obligativitatea pentru instituția publică, unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului, structură subordonată Ministerului Mediului, să fie autoritatea de administrare a fondului. Se stabilește că administrarea fondului este asigurată de către un comitet de supraveghere al acestei instituții și, totodată, regulamentul stabilește regulile de funcționare, de modul de luare a deciziilor, dreptul acestui comitet, atribuțiile și alte aspecte administrative care țin de gestionarea fondului. În calitate de solicitant pentru
proiectele din cadrul fondului poate fi orice persoană juridică de drept public sau de drept privat. De asemenea, este stabilit că Ministerul Mediului va aproba manualul operațional al fondului, care stabilește etapele detaliate de identificare, evaluare, selectare, aprobare, contractare și monitorizare a implementării proiectelor finanțate din fond. Noi planificăm că până la sfârșitul anului 2022 să fie deja aprobat acest manual și începând cu anul 2023 să fie anunțate primele licitații în cadrul Fondului Național pentru Mediu. Proiectul respectiv a fost elaborat cu suportul partenerilor de dezvoltare și în special Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, OECD, în cadrul proiectului Acțiuni pentru Mediu a Uniunii Europene. Proiectul de hotărâre de guvern a fost supus tuturor avizărilor, expertizării și inclusiv consultărilor publice, conform procedurilor stabilite de legislație și în baza celor spuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Întrebări? O reformă importantă. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Continuați, doamna Iordan. Da. În contextul hotărârii de guvern, care a fost aprobată chiar acum câteva clipe, venim cu o altă modificare, deja ținând de aducerea în conformitate a legislației Republicii Moldova în vederea realizării prevederilor atât a legii 1515 din 1993 privind protecția mediului înconjurător și stabilirea condițiilor de funcționare a Fondului Național pentru Mediu. Respectiv, noi venim cu propunerea de a aproba hotărârea de guvern privind modificarea unor hotărâri ale guvernului și în special se propune modificarea hotărârii de guvern numărul 1249 pe 2018 cu privire la organizarea și funcționarea instituției publice, unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului și a hotărârii guvernului 145 din 2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului. Contextul acestei hotărâri de guvern este în primul rând realizarea legii 1515 privind protecția mediului înconjurător și crearea condițiilor de funcționare a Fondului Ecologic, Fondului Național pentru Mediu. Astfel, modificările propuse în punctul 1 al proiectului de hotărâri de guvern vizează reconsiderarea unor reglementări din statutul autorității de administrare a fondului și în special a unității de implementare, completarea competenței acestea cu atribuții privind administrarea Fondului Național pentru Mediu, inclusiv asigurarea desfășurării activității de administrare, identificare, selectare, evaluare, finanțare și monitorizare implementării proiectelor, asemenea condițiile de creare a comitetului și punctul 2 al proiectului sunt propuse modificările la reorganizarea structurii și organigramei Ministerului Mediului prin excluderea referințelor la direcția Fondului Mediu, fiindcă la momentul de față Fondul Ecologic, altfel numit Fondul Național pentru Mediu, este încă administrat de către Ministerul Mediului. Prin aceste modificări aducem în conformitate cadrul normativ. Vreau să atrag atenție că odată cu modificarea propuse la Ministerul Mediului, acele 5 unități de persoane ale direcției vor fi utilizate pentru consolidarea capacităților subdiviziunilor structurale ale Ministerului. Proiectul hotărârii guvern a fost supus examinării, avizării și expertizării, așa cum prevede legislația în vigoare. În baza celor menționate, propun susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc mult! De mai mult timp se lucrează la aceste modificări. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea semnării acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția franceză pentru dezvoltare în sumă de 60 milioane euro. La solicitarea Guvernului din 24 martie curent, privind oferirea unei asistențe financiare în sumă de 60 milioane euro, Agenția franceză pentru dezvoltare a confirmat disponibilitatea acordării asistenței respective. Prin urmare, în perioada 26 iulie-29 septembrie 2022, în temeiul hotărârii Guvernului numărul 462 din 2022, au avut loc negocierile asupra proiectului acordului de facilitate de credit între reprezentanții Agenției franceze de dezvoltare și delegația oficială Republicii Moldova.
Astfel, acordul prevede împrumutul a 60 milioane euro cu o maturitate de 15 ani, inclusiv cu o perioadă de grație de 5 ani. Rambursarea împrumutului urmează a fi efectuată semianual în 20 de tranșe egale. Rata dobânzii este flotantă și constituie Euroribor 6 luni plus marjă de 0,9%. Euroribor 6 luni la situația din 17 octombrie 2022 constituie 2,032%. Comisionul de angajament constituie 0,5% din suma nedebursată calculată începând cu data semnării acordului și comisionul unic constituie 0,5% calculat din suma totală a împrumutului. Împrumutul urmează a fi debursat într-o singură tranșă. Matricea de politici din prezentul acord este compusă din 4 acțiuni, toate fiind realizate la momentul dat. Asistența financiară respectiv va fi utilizată într-o finanțare a necesităților bugetului de stat. Ținând cont de cele expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Deci aceste resurse merg direct în buget. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Domn Popescu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului adițional încheiat prin schimb de note la acordul între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Universităților Parțial sau Integral de Limbă Franceză, Universitatea Rețelelor de Expresie Franceză relativ la filiala Biroului Europa Centrală și Orientală a Asociației Universităților Parțial sau Integral de Limbă Franceză, Universitatea Rețelelor de Expresie Franceză. Acordul care se propune a fi semnat va stabili un cadru general pentru activitatea Agenției Universitare Francofoniei în Republica Moldova. Precum se cunoaște, agenția consolidează spațiul cultural francofon, facilitează accesarea la informație tehnico-științifică elaborată de comunitatea francofonă, sprijină instituții academice naționale din țara noastră în efectuarea cercetărilor în limba franceză, realizează programele de schimb de experiență și expertiză dintre membrii organizației. Proiectul de acord a fost elaborat în urma consultărilor desfășurate de Agenția Universitară a Francofoniei în 2020 cu câteva mii de respondenți. Menționez că, în vederea reglementării relațiilor cu Agenția Universitară a Francofoniei, nu există o altă modalitate decât amendarea acordului menționat. Drept urmare, extinderea parteneriatului cu un impact pozitiv asupra activității Biroului Național al Agenției Universitare a Francofoniei în Republica Moldova va contribui la promovarea limbii franceze pe plan național, conform angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei. Din punct de vedere financiar, proiectul acordului adițional nu conține prevederi care ar avea consecințe negative pentru economia Republicii Moldova. Proiectul a trecut toate procedurile interne conform legii și rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc. Vedem și o activizare a relației noastre cu guvernul francez și cu lumea franceză. De aceea rog și eu susținerea acestui proiect. Cine este pentru? Vă rog, mulțumesc, votat. În continuare, domnul Spânu. Stimată doamnă prim-ministră, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind conținutul cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobarea planului de amenajare a teritoriului național. Proiectul de hotărâre a fost elaborat în scopul executării prevederii legii numărul 835 din 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, potrivit căreia planul de amenajare a teritoriului național se elaborează pe secțiuni specializate corelate între ele, care sunt aprobate prin lege. Obiectivul principal al proiectului de hotărâre constă în stabilirea unui cadru unitar și clar al procesului de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a secțiunilor specializate ale planului de amenajare a teritoriului național, care să conducă la realizarea echilibrată și durabilă a activităților de amenajare a întregului teritoriu al țării, în baza documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism, elaborate în corespundere cu obiectivele și prioritățile economice, sociale, culturale și ecologice ale țării. La fel, proiectul de hotărâre prevede ajustarea proceselor privind elaborarea, actualizarea, avizarea și aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului național la cerințele legii numărul 100 din 2017 cu privire la actele normative, legii numărul 239 privind transparența în procesul decizional, legea numărul 131 din 2015 privind achizițiile publice și legea numărul 11 din 2017 privind evaluarea strategică de mediu. Elaborarea regulamentului este condiționată de necesitatea ca dezvoltarea teritorială a Republicii Moldova să fie asigurată pentru un document al cărui secțiuni specializate să corespundă realităților sociale economice, ce caracterizează etapa reală de dezvoltare a țării și să răspundă provocărilor de ordin demografic, social, economic, de mediu, ce pot apărea în procesul planificat de transformare calitativă a vieții cetățenilor pe termen mediu și lung, cu prevederi clare și obligatorii pentru documentația de amenajare a teritoriului și de urbanism, care îl detaliază și în baza cărora se emit acte permisive pentru realizarea construcțiilor. Remarcăm că Planul de amenajare a teritoriului național este documentul de bază în domeniul planificării strategice și dezvoltării armonioase a teritoriului țării. Ori până în prezent nu dispunem de un astfel de document care se răsfrânge direct asupra dezvoltării echilibrate a teritoriului, lipsa acestuia cauzând tergiversare și blocaje în realizarea activităților de amenajare a teritoriului, precum și asupra atragerii investițiilor durabile pentru dezvoltarea teritoriului țării. Vreau să menționez că în 2010 a fost elaborat un plan, dar care nu a fost dus la bun sfârșit. Noi am aprobat într-o altă ședință de guvern componența comisiei care se va ocupa de planul de amenajare și acum regulamentul. Imediat după ne vom întâlni și vom stabili un plan de lucru pentru realizarea acestuia. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, într-adevăr, este important și pentru dezvoltarea localităților, pentru că întâi trebuie să existe un plan național care să dea o impresie despre cum sunt repartizate resursele pe teritoriul țării. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Continuați, domnul Sfânt. Stimată doamnă prim-ministră, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 750 din 2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic și abrogarea unei hotărâri de guvern. Proiectul prevede completarea hotărârii Guvernului menționate cu o anexă nouă, numărul 18, ce conține regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, care transpune regulamentul Uniunii Europene, numărul 813 din 2013, a Parlamentului European și al Consiliului și directiva 9242-CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă. Regulamentul prevede corelarea la condițiile actuale de dezvoltare tehnologică a cerințelor tehnice aplicabile instalațiilor pentru încălzirea incintelor și instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, centrale termice și centrale termice cu funcția de preparare a apei calde menajere, plasate pe piața Republicii Moldova. Proiectul de hotărâre stabilește următoarele cerințe tehnice. Cerințe privind randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, cerințe privind randamentul energetic aferent încălzirii apei, cerințe privind nivelul de putere acustică, nivelul de zgomot, cerințe privind emisiile de oxizi de azot. De asemenea, regulamentul instituie procedurile prin care producătorii de astfel de instalații, cât și organele abilitate cu funcții de control și sau supraveghere a pieței, verifică conformitatea produselor cu cerințele stabilite de regulament și standardele armonizate. În același timp, în proiectul hotărârii prevede abrogarea hotărârii Guvernului numărul 428 din 2009 cu privire la aprobarea reglementării tehnice cerințe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă, considerând că cerințele tehnice stabilite în hotărârea prenotată urmează a fi substituită cu normele stabilite în noul regulament. Este de menționat că promovarea acestui proiect va contribui la soluționarea sau diminuarea impactului următoarelor probleme, precum consumul de energie sporit, poluarea mediului ambiat cu noxe și zgomot, concurența neloială. Stimată doamnă prim-ministru, în contextul și a crizei energetice este important să avem echipamente eficiente, de aceea rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect?
aprobat. În continuare, domnul Budeanski. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 445 din 2014 cu privire la aprobarea sistemei și fanionului serviciului VAMAL, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă și a normelor de echipare cu uniformă a funcționarilor VAMAL. Scopul prezentului proiect este schimbarea setului de îmbrăcăminte pentru efectivul echipelor mobile și efectivul cu statut de ofițer de investigații, precum și introducerea unor obiecte noi la ținuta de vară, conceput după modelul european. Principalele prevederi ale proiectului vizează modificarea anexei numărul 3, unde sunt reglementate obiectele de uniformă a funcționarilor VAMAL, și anexei numărul 4, care prevede normele și modalitatea de asigurare cu uniformă a funcționarilor VAMAL, prin care se prevede introducerea obiectelor noi, tricou cu mânică scurtă cu guler de tip polo, jachetă, geacă de vânt, pantaloni tactici, ghete tactice, descrierea caracteristicilor acestora și stabilirea cantității acestora. Pentru echiparea cu uniformă a 1.436 de funcționari VAMAL vor fi necesare alocații bugetare în sumă de 8.296.950 lei anual. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, iar obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Așteptăm și rezultate pe măsură. În continuare, doamna Revencu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei numărul 18 la hotărârea Guvernului numărul 351 din 2005 cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile. Astfel, Inspectoratul Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliției își va muta sediul în imobilul de pe strada 2902 din municipiul Chișinău. Cât de tehnic, doamnă prim-ministru, nu ar suna acest hotărâre de guvern, dar cert este că va contribui esențial la buna și eficientă organizare a activităților Inspectoratului Național de Securitate Publică prin faptul că contribuie la optimizarea modului de organizare a serviciilor prestate cetățenilor. Nemijlocit îmbunătățind condițiile de prestare a serviciilor de către Inspectoratul Național pentru Securitate Publică prin instituirea unui ghișeu unic de prestare a serviciilor, amenajarea unei parcări auto în proximitatea acestuia, punând la dispoziție această parcare și la cetățenilor care vor fi beneficiari serviciilor din cadrul acestui ghișeu, amenajarea la fel a unui parcări pentru echipajele de patrulă, crearea dispeceratului unic de dirijare a forțelor NSP-ului pe întreg teritoriul țării și amenajarea sărilor pentru instruirea și pregătirea profesională continuă a efectivului din subordine, ceea ce ne lipsește astăzi. Proiectul va consolida baza normativă legală pentru dezvoltarea resurselor administrative și logistice a Inspectoratului Național pentru Securitate Publică, corespunzător la a contribui la utilizarea rațională a resurselor financiare alocate și vine în suportul și fortifică capacitatea operațională a activității de menținere și asigurare a ordinii publice. Totodată va îmbunătăți și activitatea angajaților inspectoratului prin reducerea timpului de deplasare de la un sediu la altul sau de la o subdiviziune la alta, fapt ce va servi și mai eficient pentru operaționalizarea serviciilor de reacționare mai promptă. Menționez că starea actuală a infrastructurii Inspectoratului Național pentru Securitate Publică nu corespunde cerințelor minime impuse unei subdiviziuni polițienești operaționale și de suport, menită să dispună de o capacitate de reacție promptă și îndreptată în vederea prestării serviciilor de calitate populației. În urma celor expuse, colegi, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Într-adevăr, am discutat despre acest proiect. Trebuie să fie o locație unde se pot oferi servicii în condiții bune cetățenilor. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Aprobat, vă mulțumesc. Și ultimul subiect de pe ordine de zi, domnul Litvinenko. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră
proiectul avizului Guvernului asupra proiectului legii cu privire la modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați. Proiectul de lege are ca scop asigurarea previzibilității și clarității prevederilor Codului Serviciilor Media Audiovizuale, evitarea interpretărilor diferite și aplicării neuniforme a normelor legale, dar și ajustarea cadrului normativ existent la realitățile actuale. Cu titlul general, proiectul în viziunea Guvernului corespunde reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, acesta asigură respectarea principiilor directoare ale Convenției UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale privind diversitatea culturală, accesul echitabil, protecția și promovarea diversității expresiilor culturale. Totodată, proiectul introduce un set de măsuri de consolidare a independenței, asigurarea asigurării transparenței activității Consiliului Audiovizual, precum și activității de supraveghere și control, norme de creație națională ce nu contravin directivei 2010/13/UE. Prin avizul său, Guvernul de principiu susține prevederile proiectului legii. Totodată, Guvernul nu susține modificările propuse ce au impact financiar asupra bugetului de stat, cu excepția propunerii de stabilire a indemnizației în mărime de 30% din salariul de bază pentru perioada electorală. În acest sens, Consiliul Audiovizualului urmează să estimeze și să prezinte Ministerului Finanțelor resursele necesare pentru a fi incluse în proiectul legii bugetului pentru anul 2023. Rog să susțineți proiectul avizului Guvernului. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Ultimul subiect care a fost inclus adițional l-am adoptat deja la începutul ședinței. Aici încheiem toate subiectele de pe ordine de zi. Vreau să vă mulțumesc tuturor care v-ați implicat în pregătirea acestei ședințe de guvern, Cancelarii de Stat, reprezentantului Guvernului în teritoriu, domnul Grițco, domnul primar, domnul Ambros și domnul deputat Cheptonaru, vă mulțumesc foarte mult. Și, după cum am spus, vom continua această tradiție să mergem în orașele Moldovei să vedem care sunt problemele, cum putem fi mai aproape de oameni și următoarea ședință o vom face la nordul Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult și spor la muncă. Știu că practic toți membrii guvernului au planificate întrevederi, întâlniri și evenimente. Vă mulțumesc.